Ospeția, acest cuvânt cu reverberații seculare în spațiul românesc, și-a găsit exprimarea cea mai potrivită în ruralul nostru. Așa s-a întâmplat și în ajun de Sfântul Dumitru, în localitatea Cașin, unde patru familii de aici așteptau tot atâtea dintr-un sat prieten. Hei, ia că am ajuns! Veri Ioane, vecinul Vasile, fratele Gheorghe, încă un focul usumetru. Am avut ocazia să vorbesc cu domnul profesor universitar Ion Ghinoiu, coordonatorul Atlasului Etnografic al României, și am zis că, domnule profesor, după ce m-a identificat că sunt în Moldova, și la mine în sat să merge cu focul usumetru. Atunci a făcut ochii mari. Corect. Nu se poate. În Moldova a făcut, da, în Moldova, pentru că noi în Valea Cașinului, dar în speță cu comunitatea din Cașin, alcătuim cea mai închegată comunitate de munteni a Moldovei. Ei bine, mi-a zis dumnealui, zice, a da, nu-i focul usumetru, e focul usumedru. Domn profesor, pe uliță la noi așa se zice, focul usumetru. E adevărat, așa, Ioane? Așa se spunea. Deci, așa focul usumetru. Și în ziua de azi? Și tot vorbind noi așa, mă întreabă dumnealui, dar zice, tot așa se face un foc mare la răspântii. Domnule profesor, eu nu știu. În copilăria mea, ia zi, Ioane, se cum făcea, se merge? Se făcea. Se nu făcea? Nu ți-aduci aminte când ne-a dus la baba Stanca? Și da, e... acolo o să-mi pună nuci în traistul, mi-a pus numai coș. Aha, care va să zică, deci trebuia să zicem la poartă: hai la focul usumedru! Ei. Hai la focul usumedru! Ei, și uite, așa am aflat eu că acest sumedru, de fapt, era ocrotitorul turmelor de oi. Păi da, că la noi oi au fost din când s-a născut satul ăsta. De brava lui! Ocupația de bază. Ocupația de bază și dintr-un început, că după aia știm noi că a devenit o altă ocupație de bază. Hei, măi dragilor, care va să zic că noi să pornim și noi un foc al usumetru. Hai, dar să vedem, poate vin și la noi niscaiva oaspeți. Oaspeți, că eu am pregătit eu, sau cum să zic, eu am chemat pe unii, dar eu zic că n-au mai venit, că de când stăm aici. Sfară în țară. Să vină și la noi. Da. Noi suntem bucuroși să ne vină. De oaspeți. Că și noi am fost în alte părți, am fost la Rucăreni, am fost la Dragosloveni și la Sovejeni am fost. Da, fiște care își face în, la ei, în satul lor acolo. Mai stăm oare să mai așteptăm sau pornim focul? Ce zici? Pornim focul, frate meu. Se aud că ar veni pe undeva, dar e pe unde? Hai să zicem focul sumetru, că poate nu știu locul. Mai zicem o dată. Hai să mai zicem. Hai. Focul sumetru! Focul sumedru! Focul sumedru! Hai la noi! Hai la focul sumedru! Dăm foc, poate dacă văd focul, știu în ce direcție să vină. Bravo, așa facem. Băi, haide bă, să facem focul, bă, că s-aud unii pe deal. Hei, băi vărui Ion, hai aprinde focul, ori veni, ori veni, hai să-i dăm noi să ne facem obiceiul nostru străbun. Aprinde focul, Ioane. Dă-i foc, vere, dar s-aud niște vorbe pe deal. Eu parcă poate sunt cei care i-am chemat noi, Doamne, dar doar veni. O strigăm după ce a prins focul, Ioane. Hai să vedem dacă a luat foc. Așa s-a prindea înainte, cu resturi vegetale, așa cum avem și noi cocenii, crângi uscate. Iată s-a prinde focul. Dă-ne, Doamne, sănătate. Deci, sumedru, care va să zică, era cel care proteja ocrotitorul turmelor. Băi, când mă duceam eu cu... Ia uite că s-a prinde focul. Strigăm, băieții! Hai să strigăm, poate acum, dacă se vede
Poate că ne vin neamurile. Poate vin și musafiri. Poate vin prietenii. E, așa e când arde foc în paie. Uite, uite că nu arde. Hai să strigăm, fraților. Strigăm focul sumetru, frate-mi-l. Hai să mai strigăm o dată. Focul sumetru! Focul sumetru! Focul sumetru! Ia să-l lăsăm și pe cel mai tânăr ciobănel adevărat. Ia strigă, puișor. Ia poate, zi, focul sumetru. Zi. Focul sumetru! Bravo! Ia uite, bă, s-a algit dealul, bă! Au venit sovejenii, bă! Bravo! Hai la noi! La ei se strigă drui, drui, la sumedrui. Iar noi cum strigăm? Focul sumedru! Focul sumedru! Hai să-i lăsăm și pe ei! Dați-ni și nouă cam. Noi ce să vă Dă-le, fratele meu. Pune-le în traistă, bre. Pune-le în traistă. Bă, da prostii să trăiți. Bravo. Uite, ia puișor. Spune să rămână, bravo. Drui, drui la sumedrui. Să trăiți. Bine ați venit la noi. Bine ați venit, fraților din Soveja. Da, dați-mi și para, sigur că da. Avem pe careva? Ia, Ioane, ia vărul, Ioane. O, cum ai zis? Bogată, ne-a dat Dumnezeu, puțină ploaie, dar ne-am descurcat până la urmă și am recoltat. De altfel, sumedru era și punctul când se termina recoltarea din livezi, de aia, pe lângă faptul că voi știți, se începe sensul invers al transfumanței, nu? De Sfântul Dumitru, când se gălbenește și cade frunza la fag, ciobanii și turmele se duc către locurile unde este iarbă verde și mănoasă. Nu e așa, puișor? Tati, câte oi aveți voi? Aveți oi mult? 800! Aoleu! Adevărată turmă! 800! Bravo, puiule! Bravo! Auzi, Badelică, câte oi ori mai fi în sat, mă, la noi acum? Ori mai fi vreo... Sunt câteva mii, chiar dacă... Chiar dacă... Avem mii de oi în sat. Da, da. Satul nostru, chiar dacă n-are suprafață mare de izlaz, Ioane, cam știi cât? Câte hectare? Avem 475 de hectare de păduri de izlaz. Bravo! Păduri și izlaz. Păduri și izlaz, am înțeles. Ei, totuși mai iau izlaz de la comunele vecine, în așa fel încât încă mocanii din Cașinău se pare că cele mai multe oi, măcar la suprafața comunii din județul Bacău. Da. Mai care va să zică, strigăm pe rând. Dar la Soveja mai sunt oi, oameni buni. Mai sunt. Avem. Aveți acolo. Avem. Bravo. Am văzut, aveți imașuri, pășuni frumoase, păduri frumoase. Păduri. Vin până la Zboina verde. Până la Zboina neagră. Zboina neagră, mă rog, asta ne este. Unim cu dumneavoastră. Cu cealaltă comună, cu Valea Cașului. Mănăstirea. Da, din păcate... A fost vreme secetoasă. Râul Șușița, cum se mai prezintă, doamnă? Acum un pic de apă. Acum are un pic de apă. Toată vara nu a avut. N-a avut apă. E, și la noi. O să ne dea apă. Frate Gheorghe, pârâul ăsta cum se numește? Pârâul Stânii se numește. Și apă și este? Din Străbune am aflat și eu de la moșii noștri cum că a secat doar pe vremea foametei. Și a secetei mari. Da, da, da. Acum e și mai secat, dar... Se găsesc... La oi a fost. Se găsește sursă de apă în râul Curița și unii în râul Cașin. Da,
strigăm ca să mergem mai departe, să mergem și în sat. Odată strigăm ca în Soveja, da? Ia ziceți. Drui, 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 la sume, drui! Încă o dată. Drui, 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 la sume, drui! Bravo! Și acum ca la Cașin. Focul sumetru! Focul sumetru! Am ajuns în vatra satului Cașin, mai exact la o răspântie de ulițe, în fosta mahala Drăguleștilor, mai exact la familia Gabi și Ion Boghici, care ne-au primit cu focul sumetru. Focul sumetru! Focul sumetru! Iuhu! Focul sumetru! 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 Iuhu! Focul sumetru! Focul sumetru! Iuhu! Care vreau să zică, în Soveja, care e o localitate la fel muntenească, să ne înțelegem, în 4 județe din România se există acest obicei înainte de Sfântul Dumitru, numit focul sumetru, da? În județul Argeș, de unde ne tragem și noi cei din Soveja și cei din Cașin, în județul Brașov și în județul Bacău și Vrancea, da? Ei, înainte vreme și în Cașin se făceau focuri la răspântie de ulițe, de drumuri, de ce erau. Însă, odată cu introducerea posturilor de jandarmi, la începutul anilor 30, s-a interzis acest lucru pentru că gardurile erau destul de precare, în special din material care lua foc, și atunci s-a trecut, cășunenii s-au orientat și au trecut și spuneau din poartă în poartă focul sumetru, gospodinele ieșeau cu fructe în general și uite așa s-a perpetuat acest obicei. După Revoluție sau ce s-a numit aia în 1989, s-a revenit la această modalitate de gospodare să se întâlnească, copiii să fie acolo, ca și în cazul nostru, și atunci copiii sunt mulțumiți de gospodine cu fructe și în felul acesta se precede și marea sărbătoare creștină. Și mai ales, așa cum am mai zis, sumedru de fapt este ocrotitorul turmelor, a ciobanilor. De acum se face din nou în acea transhumanță pendulatorie, se duc oile către câmpiile mănoase. Mai zicem o dată, deci să ne înțelegem, în Soveja se zice drui, drui la sumedrui. În Cașin, focul sumetru, da? Începem cu oaspeții noștri, să zicem cum se spune în Soveja, de 3 ori. Sigur că da. Hai! Drui, drui, drui la sumedrui! Drui, drui, drui la sumedrui! Drui, drui, drui la sumedrui! Și acum ca la Cașin.
Focul Sumetru! Focul Sumetru! Focul Sumetru! Hai, joacă moașul și cu moașa! Până s-o îndrepta cocoașa! Asta-i hora horilor! Hora sovejenilor! Ia cășunenilor! Hai, unii joacă sovejenii! Da, da, sub pământul gemii! Și să prind și cașunenii! Nu te da, nu te lăsa! Hai unii joacă sovejenii! Ia că așa și ia așa! Da, da, sub pământul gemii! Și să prind și cașunenii! Da, da, nu te da, nu te lăsa! Am dansat cât ne-au ținut pingelele, ca mai apoi să ne retragem și cu prietenii noștri aflați în ospeție să sporovoim până târziu noapte. Luminile aflate la porțile de lemn cu trei stări și acoperiș din Cașin ar trebui să vă spun că acestea sunt de fapt o refacere a atmosferei de după anii 30, când jandarmii au interzis în Cașin să se aprindă focurile la răspântii de ulițe sau drumuri. Și atunci sătenii care voiau să primească pe copiii care umblau prin sat strigând focul Sumetru își puneau la poartă fie un opaiț, o lampă de vânt sau chiar bostani scobiți și cioplinți cu figura umană, atât că se pricepeau ei, bineînțeles, înăuntru având o lumânare aprinsă. Nu are nimic de a face cu sărbătoarea de Halloween. Ca o întărire a celor afirmate mai înainte, vreau să vă spun că în Sovejea, bostanii scobiți și ciopliți cu chip de om, având lumini la interior, poartă denumirea de zgâițe. A doua zi, nu chiar de dimineață, am pornit cu prietenii noștri din Sovejea către obârșia Mioriței, acel loc care ne leagă atât de mult și care a fost punctat de către cășuneni ca un element fizic în metafizica Mioriței. Iată, au trecut aproape 10 ani de când acest monument de cultură populară a fost ctitorit în acest mirific loc, de fapt în locul unde se întâlnesc cele trei ținuturi ale personajelor din balada populară Miorița, varianta Alecu Rousseau, Vasile Alexandri. În stânga noastră, cum suntem așezați lângă acest monument de cultură populară, se află Ținutul Baciului Vrâncean, la un trap de cu frământații munții ai Vrancei. La un trap de cai de aici se află Ținutul Baciului Ungurean, cu mănoasele poiene ale ciobanilor din Brescu, județul Covasna. Împreunate cele două privesc către minunata vale a Cașinului, alcătuită din comunele Mănăstirea Cașin și Cașin. Am socotit atunci, în urmă cu aproape 10 ani, repet, adică în august 2015, că ar trebui să așezăm și un element fizic în metafizica Mioriței. N-am făcut, nu cu îndoială, dar fără perspectiva de a avea reverberațiile care le-au avut în anii trecuți de atunci. M-am gândit că în această ecuație a Mioriței, balada populară atârnă cam mult către Sovejea, către Baciu Vrâncean. Și
Nu m-am gândit, nu se poate, trebuie să continui Gâlceava Mioriței. Am fost așa într-o doară denumirea la o întâlnire, la o eventuală întâlnire cu urmașii celor celorlalți doi baci. Eu s-o contind că aș reprezenta împreună cu comunitățile pe care le-am amintit urmașii baciului moldovean. Ei bine, am socotit că printr-o Gâlceavă rezolvăm încă ecuația ciobanului care echipurile a fost victimă sau urma să fie victimă a celorlalți tovarăși din Păcurari. E bine, nu a fost nicio Gâlceavă, ba din potrivă, o împăcare deosebită cu cei care am fost aici și am ctitorit acest punct fizic din, repet, din filozofia baladei naționale. S-a întâmplat ca la ctitorie să fie oameni deosebiți, n-aș aminti decât aș greși, că sigur aș mai uita pe unii, dar poetul național Nicolae Dabija. Îmi amintesc că dumnealui a zis ar trebui să aibă 300 de metri acest monument, să se vadă în toate ținuturile locuite de români. Bineînțeles că făcea referire și la cele nedrept aflate în afara graniței României. Însă tot dumnealui a confirmat că fiind cu inima și sufletul aici, sigur acest monument va avea efectul de a nu se pierde o baladă care pentru generațiile noastre a fost nu numai studiată, ci chiar moment de a învăța multe lucruri. Am avut șansa tot atunci să fie ctitor și profesorul Constantin Macari din Soveja, a căror consătenie, iată, îi avem aici, suntem din Cașin și din Soveja. Și Constantin Macari spunea, da, dumnealui care atât de mult s-a luptat și un împătimaș al Mioriței, un urmaș... Și încă se luptă. Da, așa spune Mirela Sovejanca și prietena noastră, că încă se luptă. Într-adevăr, domnul Macari asta face continuă moștenirea deosebită a lui Simion Mehedinți, care va să zic aici se întâlneau turmele celor care făceau o transhumanță. Bineînțeles că acestea erau din Transilvania. Ce erau adevărații proprietari de oi? Se întâmpla să treacă și turme de câte 10.000 de oi. Ce ne închipuim noi acum să treacă o turmă de 10.000 de oi? Cred că ar putea să zică Mirela câte ceva despre acest drum al oilor pe Valea Șușiței de data aceasta. Adică unii o luau în direcția aceasta și traversau Soveja, ceilalți veneau pe Valea Cașului. Spune Mirela câte ceva, ce știi tu despre această trecere a oilor sau, mă rog, ce se face în Soveja pentru Miorița? Într-adevăr, brescanii erau cei care veneau cu turmele și cu brânza în Soveja. Toată lumea, când auzeau, au venit brescanii, se știa că coboară oile spre câmpie. De Sfântul Dumitru se încheiau toate socotelile încheiate la Sfântul Gheorghe. Începute la Sfântul Gheorghe și se încheiau la Sfântul Dumitru, de unde și zicala că de Sfântul Gheorghe se încaieră câinii și de Sfânt Dumitru se sfădesc stăpânii. Pentru că se încheiau socoteala între stăpânii oilor și ciobani. Și mai departe își împărțeau oile și plecau fiecare în drum spre câmpie și treceau mai departe. Aș completa-o pe Mirela, spunând că în descrierile marelui Simion Mehedinți apar cam așa la trecerea când se apropia o turmă de oi de la coborât, repet, din Sfântul Dumitru, adică din începând de astăzi, practic, plecau ciobanii, părăseau muntele pentru că la acei ani
chiar era iarnă, începea aici, nu mai era iarbă pentru a asigura hrana. Și spunea cam așa, se stârnea hârmălaie mare în Soveja când se apropia turmele oilor. Iar ciobănașii, de fapt tinerii între 14 și să zicem 18-19 ani, care sau chiar care știau a-și lega opincile, nojițile, așa nu că, da, îi luau stăpânii de oi, îi luau ca ucenici și mergeau încolo. De aici o idee a domnului profesor Macarei că de fapt nu este ciobanul, nu este cel care pune mâinile pe piept și așteaptă să fie omorât și vai de mine de aici să trage o trăsătură a poporului român. Nu, este ideea că ciobănașii se duceau să-și facă din meseria lor, ucenicie, erau răsplătiți cu câte un grup, un ciopor de oi, de fapt. Și atunci erau buni de însurat când veneau înapoi. Deci nu era deloc. Ei, și mireasa, mândrii crăiasă, de fapt era iubita lui din sat. Mă rog, sunt multe interpretări și îmi pare bine că am ocazia să aflu și despre altceva. Știu că în Soveja s-a realizat și un monument, ba mai mult decât atât, și un muzeu. Greșesc? Nu, există un muzeu, muzeul lui Simion Mehedin și muzeul Miorița, bravo, realizat de familia profesorii Florica și Constantin Macarie, împreună cu, de fapt, sunt și fondatorii ansamblului Nunta Sovejană, din care facem parte. Cei care am venit de aici din Soveja suntem o parte a ansamblului și avem și un obelisc în curtea Căminului Cultural, închinat, dedicat baladei populare și Mioriții, care știm cu toții că a fost culeasă de Alecu Rousseau, exilat fiind la Mănăstirea Matei Basarab de la noi din Soveja. Da. Transmisă mai departe lui Alexandrii, aici în Cașin și de aici Gâlceava Miorița. Da, n-a existat nicio Gâlceava, a existat un așa de schimb cultural extraordinar la nivel rural, fără pretenții, dar cu aprecieri deosebite din partea celor, de exemplu, a domnului profesor universitar dr. Ion Ghinoiu, coordonatorul Atlasului etnografic al Miu, a domnului profesor Ioan Opriș, care de asemenea a fost oaspete a Cășunenilor și cel mai bun muzeolog al României, muzeolog în viață al României. Ei, am parcurs acest drum de mai multe ori venind la acest obelisc, dar monument de cultură populară chiar cred că merge. Este un lucru deosebit că ne-am întâlnit aici acum, dar tot așa deosebit a fost ca noi, cele două comunități de munteni, să ne întâlnim cu celelalte, de fapt cu ceilalți frați ai noștri din schelele Mușcelului, mai exact reprezentanții ai comunelor Dragoslavele și Rucăr, de unde ne tragem noi cei urmași și celor veniți peste deal, plecați din motive, din pricini de neînțelegere cu domnitorul vremii și au peregrina prin Transilvania, mai apoi s-au așezat pe cele două văi la care am făcut referire, Valea Șușiței, unde au înființat satele Rucăren și Dragosloveni, clar Trimiterea, și în Cașin, unde s-a înființat satul, nu, satul era înființat de la 1410, dar aceste migrații s-au făcut în cursul secolului XVII, începând cu anul 1620. A fost minunat că acest patrulater muntenesc s-a reîntregit, ca să spunem așa, prin manifestări culturale, repet, populare, care s-au întâmplat întâi în Cașin, mai apoi la Soveja și de curând la Rucăr și Dragoslavele, printr-un, chiar, de exemplu, acum nimic instituționalizat,
noi patru familii din Caș îngăzduim patru familii din Sovejea și suntem deosebit de mulțumiți că am ajuns acum de Sfântul Dumitru în acest loc. De fapt, aseară am mai... hai să zicem, practicat un obicei de data aceasta ancestral, acela denumit focul sumetru sau drui la sumedrui. Mă rog, cum se zice la Sovejea, tot legat de categoric este legat sumedru fiind ocrotitorul turmelor al păstorilor. Și atunci aseară în vatra satului Cașin am reușit să nu să renodăm, că datina mergea și fără noi, dar să o punctăm sigur pentru prima dată împreună cele două localități. Ce să spunem? Să sperăm că acest monument, am văzut foarte multe comentarii, părețelele de socializare, dându-și cu părerea ce și cum este cu monumentul. Monumentul a fost cioplit la comanda mea către un meșter din comuna Mănăstirea Cașin. I-am sugerat tematica, la început a fost într-o carte, se numește Sărbătoarea satului, este descris totul amănunțit în vreo 5 pagini, pentru a fi clar despre ce vorba. Deci a fost o conlucrare foarte bună, dovadă că a rezistat și stârnește interes pentru iubitorii de frumos, de tradiții și iată-l aici. Dar și cu asta părăsesc acest subiect în sensul că nu le-au convenit unora, noi ne aflăm pe teritoriul comunei Mănăstirea Cașin. Iată, la 2-3 gheoage mai încolo, nu mai e mănăstirea, lungim de gheoagă, nu? Așa? Nu mai e Mănăstirea Cașin, ci este județul Vrancea, care va să zică, dacă n-aș fi zis să-l punem aici, era mai încolo și era la județul Vrancea și deci nu mă mai puteau certa cei din Mănăstirea Cașin, că au venit ăia din Cașin, să ne fure tradiția și locul. Cred că s-a lămurit, le-am spus că Miorița este un simbol, o baladă națională și nu trebuie să tragem de ea ca de o oaie, cum trag lupii. Deci, cred că a fost clar și au înțeles. Da, este minunat că ne aflăm aici, nu-i așa? Chiar dacă, doamnelor, le este frig, eu cu cojocul nu mi-e frig, aș mai sta și ce aș mai sta aici, dar iată, sunt tunică și fiind drumul atât de lung, trebuie să părăsim cu regret aceste locuri. Iar astăzi de Sfântul Dumitru, ciobanii aflau cum va fi iarna. Arunca cojocul în mijlocul stânii, atârlei, iar urmăreau să vadă ce oaie se aculcă pe cojoc. Dacă oaia era neagră, era o iarnă blândă și bună, pentru că negru e pământul. Dacă oaia era albă, ieși zăpada, iarna era grea. Așa că... Să aflăm cum va fi iarna. Comunitatea din Cașin s-a gândit și a realizat până la urmă acest monument de cultură populară. După ce mai întâi au făcut cunoscut iubitorilor de frumos tezaurul de porți de lemn cu trei stâlpi și acoperiș din Cașin. Mai apoi au adus tot așa la cunoștința lumii și cel puțin la nivel național faptul că în Cașin încă se practica sau se practica cărăușia în scop de negoți cu căruțele cu coviltiri. Ei bine, în Cașin s-a făcut prima paradă a acestui mijloc de transport care a făcut diferența între Cașin și celelalte localități, în sensul că acel cărăuș din Cașin știa cum merge lumea. Deci era un om informat la timpurile alea, așa cum se putea, ca să spunem, să raportăm la acest moment. Da, în 2015, ca un al treilea, să-i zicem brand, că tot e un cuvânt românesc, nu? Ne-am gândit să
m-am gândit, de fapt, să nu las numai atât și să, fiind, cum ar zice poetul, băiet, fiind băiet pădurii cu trei eram, eu fiind selvicultor pădurii cu trei eram, și am zis că aici este singurul loc de pe harta geografică a României unde se întâlnesc cele trei ținuturi ale baladei populare. Și ca atare, iată, a ieșit acest monument cu trei laturi, pe trei fețe, evident, făcând referire la triptico mioritic, cu marginile, cu muchile rotunde, tocmai pentru a sugestiona unirea celor trei turme și nici de cum punerea la cale a unui asasinat, sau, mă rog, cum interpretează unii care zic, repet, că ne punem mâinile pe chept și murim, că asta ne învață Miorița și asta e psihologia poporului român. V-am spus, de fapt, era altceva cu acei tineri care plecau să-și asigure un rost în viață. Să sperăm că dacă au trecut aproape 10 ani, o să ne reîntâlnim aici an de an, încă mulți zeci de ani de acum înainte. Da, vă mulțumesc celor care ați bătut atâta drum până aici și celor care sunt dincolo de camerele de luat vederi. Mulțumim!